CFR poate fi considerată favorită duminică seară pentru că roșalbaștrii și-au pierdut punctul de echilibru din linia mediană, Mihai Pintili, iar Dică trebuie să rezolve o problemă dificilă. Cu toate acestea, situația nu este una disperată. Vicecampioana are deja un înlocuitor pe Dragoș Nedelcu, însă patronul Gigi Becali insistă ca acesta să joace ca fundaș central. Mihai Pintili a suferit o ruptură musculară la mușchiul femural stâng, iar leziunea îl scoate din circuit la FCSB pentru o lună și jumătate. Va rata și următoarele meciuri ale primei reprezentative în Liga Națiunilor cu Lituania și returul cu Serbia.